Am văzut azi câțiva adolescenți. N-am cuvinte. Cineva a spus că din generație în generație omul se strică. Este groaznic să văd cum adolescenții, copiii, tinerii, tot mai în întuneric se duc. Am să citesc o poezie și această poezie am scris-o fiului meu, dar eu cred că este bună pentru toți adolescenții și eu vreau, vă rog, cei care veți asculta, luați aminte la aceste versuri. Se numește Povață. Pe calea vieții nu vei întâlni doar flori. Vor fi și spini și gropi și umbre. Să nu te lași sedus de scuze, căci scuzele ca niște frunze îți vor acoperi pământul. Îți vor fura și pacea, gândul, apoi îți vor sufla și visul. Te vor lovi ca și dușmanii, furându-ți anii, timpul, banii. Tu să stai ca vulturul pe munte, triumfător, onest, romantic, busola vieții este cartea. Ține-o aproape zi și noapte. Nu asculta vorbele șoapte, atât de dulci când le asculți, dar la sfârșit atât de amare, un cancer îmbrăcat în moarte. Ce-ți face sufletul un sclav de vicii, de prostii, de bani. Pe cale să-ți alegi prieteni. De ești bogat, mulți vor veni în haos, beznă și în petreceri să te arunci, tu vei dori. Iar de vei pierde bogăția, așa numiții tăi prieteni vor dispărea în văzduh ca fumul, lăsându-te sărac și singur. Ascultă, fiule, povață. La glasul care lasă urme, oglinda ta e numai cartea. E dulce, sinceră, curată. E călăuza ta în viață.